Radu de la I Casa iubirii are o nouă iubită. Fostul concurent a fost surprins în compania unei tinere, mai fericit ca niciodată. Imaginile care au stârnit un val de reacții în mediul online, seamănă cu Vlada. Radu de la Ocasa Casa iubirii a pus pe toată lumea pe jar, după ce s-a afișat alături de o tânără. Fanii au vrut să știe imediat dacă între cei doi este vorba de mai mult decât o relație de prietenie. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Radu este câștigătorul celui de-al doilea sezon al show-ului Casa Iubirii. De-a lungul competiției, concurentul a avut un parcurs foarte bun, acesta fiind și motivul pentru care a plecat acasă cu marele trofeu. Însă nu și cu o parteneră de viață. Cu toate acestea, în urmă cu puțin timp, Radu s-a afișat în mediul online alături de o tânără, iar reacțiile fanilor nu au încetat să apară. Mulți s-au întrebat dacă între cei doi este vorba despre o poveste de dragoste sau doar o relație de prietenie. Are sau nu Radu de la o casa iubirii o nouă iubită? Radu a petrecut doi ani în cadrul show-ului Casa Iubirii, acolo unde s-a bucurat de un parcurs impresionant. Tocmai de aceea, a fost desemnat favoritul publicului și a plecat acasă cu trofeul. Ei bine, în ciuda faptului că a câștigat marele premiu, acesta nu și-a îndeplinit principalul scop. Acela de a-și găsi jumătatea. Chiar dacă acest lucru nu s-a întâmplat în timpul participării sale în emisiune, acum lucrurile s-ar putea să se schimbe. Asta pentru că recent a fost surprins în compania unei domnișoare. Radu este foarte activ pe rețelele sale de socializare, acolo unde ține în permanență legătura cu fanii săi, îi ține la curent pe urmăritori cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa, iar recent s-a afișat alături de o tânără. Fostul concurent a postat mai multe filmulețe pe platforma TikTok, iar reacțiile fanilor nu au încetat să apară. Mulți s-au întrebat dacă Radu iubește din nou, fiind fericiți pentru el, mă bucur foarte mult pentru tine, Radu. Sper să fii fericit că ești un băiat educat și cu minte. Nu contează cine e, sunt frumoși amândoi. Are dreptul să fie fericit și iubit, ce frumoși sunteți, să vă țină, sunteți frumoși foc, este foarte frumoasă. Ba mai mult decât atât, mulți au confundat-o pe tânăra din imagini cu Vlada, fostă concurentă a show-ului matrimonial Casa Iubirii. Am crezut că e Vlada, seamănă cu Vlada, este Vlada, au fost doar câteva dintre reacțiile urmăritorilor. Cu toate acestea, au existat mai multe persoane care au susținut că între ei nu este nicio legătură, ci din contrar fi, de fapt, frați. Și eu am crezut că e sora ta, eu nu mai înțeleg nimic, e sora sau iubita lui, cine este fata? e sora lui? Este una din surorile lui, cred că este sora lui, au reacționat imediat internauții, în secțiunea de comentarii.